Institutul de Urologie din Cluj este în pragul falimentului după epoca Lucan, cu datorii de milioane de lei. Instituția are nevoie urgentă de sprijin financiar de la minister pentru a acoperi datoriile făcute în trecut. Noul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a vizitat joi Institutul de Urologie și Transplant, unde a afirmat că se caută soluții pentru plata datoriilor acumulate. Ministrul a aflat că medicii susțin din banii lor buna funcționare a unității medicale. Gestul lor este lăudabil, dar nu normal. Deci nu e un lucru normal. Exact asta vă spuneam. Deci acest spital are arierate. Au scăzut arieratele. Sunt spitale, și pot să vă dau câteva exemple, care au excedente și pot să-și asigure tot necesarul. La nivelul la care lucrează în Institutul de Transplant, cred că există această posibilitate. Dar până atunci, Ministerul vrea să ajute. Practic de-aia am venit aici. Să vedem ce nevoi sunt și ce putem face. Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, cel care a făcut mai multe demersuri la Minister pentru Salvarea Institutului Clujean de Transplant Renal, a avut o discuție și cu noul ministru. Doamna ministru remarca că noua echipă managerială recuperează din datoriile acumulate în epoca Căpușei Lucan și a rețelei care a delapidat acest institut. Institutul are un noi an de probleme, sistemul de transplant are nevoie de o nouă lege a transplantului, de o finanțare coerentă și mai ales de oameni de calitate, buni profesioniști și integri. Mă lupt de când a plecat Lucan să mențin această instituție departe de influența bolnavă a politicului și să găsesc alături de noul manager și medici onești de aici soluții de ieșire de sub spectrul întunecat al falimentului. După discuțiile aplicate cu doamna Pintea, am avut sentimentul că vrea să sprijine această instituție și să o ajute să funcționeze independent, a afirmat Emanuel Ungureanu. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a mai afirmat că Institutul de Urologie din Cluj a trebuit să devină un centru de excelență al transplantului renal.